Perioada de vară este una foarte aglomerată pentru reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură. De la începutul lunii iulie au început controlele prin teledetecție pe un eșantion de 146 de fermieri, iar pentru controlele clasice, eșantionul a fost pe 330 de fermieri. În data de 6 iulie am primit eșantionul de control în teren pentru anul 2018, eșantion generos, care cuprinde 330 de fermieri pe controlul clasic în teren și 146 de fermieri pe controlul prin teledetecție. Făcând comparația cu anul precedent am avut 320, deci anul 330 o creștere de 10 fermieri. Până la data de 1 octombrie, controlele clasice se vor finaliza, iar în aceeași lună APIA va face și plățile în avans. Ca să putem să ne încadrăm conform ordinului numărul 15 al domnului ministru al Agriculturii, Petre Daia, până la data de 1 octombrie să terminăm controlele clasice, ne-am organizat și încă din data de 9 iulie am pornit cu 8 echipe în teren, urmând ca de luni să mai constituim încă 2 echipe, deci vor fi 10 echipe în teren, astfel încât eu am transmis un grafic la București către APIA Central că în data de 26 septembrie voi încheia controlele clasice în teren pentru a ne încadra astfel încât la 15 octombrie să putem începe să facem plățile în avans către fermieri. Celelalte servicii sunt și ele în mare vervă pentru că în prezent se fac verificările tuturor dosarelor care au fost depuse de fermieri pentru primirea subvențiilor de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Tot în această perioadă, Serviciul Autorizare Plăți și Centrele Locale sunt implicate în controlul administrativ al celor 23.043.000 de fermieri. Fiecare salariat responsabil de fermier ia dosarul și introduce și verifică în baza de date dacă sunt introduse absolut toate elementele, absolut toate bifele dacă sunt puse pentru schemă de plăți pe care le-a solicitat fermierul. Tot în această perioadă, atât la serviciul autorizare plăți, cât și la centrele locale, fermierii depun cereri, solicitări pentru eliberarea adeverințelor pentru capitalul de lucru. Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură a încheiat convenții cu mai multe bănci, astfel încât fermierul, dacă îi sunt necesari bani până la avans, are posibilitatea să vină, să solicite la APIA eliberarea de adeverințe și vin foarte mulți și au venit foarte mulți fermieri pentru că ce se întâmplă? O mare parte dintre fermieri și-au depozitat producția recoltată din câmp. Fie că vorbim de ors, fie că vorbim de grâu, fie că vorbim de rapice, așteptând prețuri mai bune pentru dumnealor. Tot de la reprezentanții APIA am aflat că producțiile agricole au fost afectate de vremea capricioasă de anul acesta. Culturile de rapiță au fost distruse din cauza grindinei, iar ploile abundente au creat mari probleme agricultorilor. Având în vedere că am avut un an dificil cu ploi care au venit când nu trebuia și ploi care nu au venit când trebuia. Având în vedere aceste aspecte și producția agricolă de anul acesta va fi una, spun eu, mult mai mică față de ce a fost anul trecut. Am avut în sudul județului și zone în care grindina a făcut prăpăd, ravagii, mai ales în cultura de rapice. Am văzut în zona Teiu, Buta, culturi de rapice care erau scuturate în proporție de 90% în urma unei grindine extraordinare care acoperise totul, era alb. După cum vedeți, și în această perioadă, la APIA se lucrează pentru că noi trebuie să ne încadrăm astfel încât fermierul județului Argeș, ca și până acum, să-și primească la timp drepturile care îi se cuvin.
În prezent se mai pot depune cereri până la 1 august pentru obținerea fondurilor alocate prin programul național Apicol. Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru programul național Apicol în perioada 2017-2019 este de 99,34 milioane lei.